În această săptămână, un grup de arheologi de la Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău au început săpăturile la Meseșenii de Sus în vederea clarificării existenței unei cetăți dacice. În baza descoperirilor de până acum, arheologii au ajuns la concluzia că, într-adevăr, acolo există o cetate dacică. Arheologii de la Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău, în frunte cu coordonatorul cercetării, Horea Pop, au descoperit existența unei cetăți dacice datată în jurul secolului I înainte de Hristos, însă cercetările continuă și în perioada următoare pentru mai multe rezultate. Până acum, printre obiectele descoperite, notăm trei pinteni din fier și o cataramă. Cercetarea face parte din proiectul Cetățile Necunoscute ale Sălajului, iar arheologii spun că zona a mai fost sondată în trecut, însă rezultatele nu au fost edificatoare. Tot concentrându-ne că asta este misiunea noastră, să salvăm, să documentăm patrimoniul, să derulăm o a doua etapă din anul acesta a proiectului nostru de cercetare arheologică sistematică, un proiect multianual, început deja de vreo 2 ani de zile, Cetăți Necunoscute ale Sălajului. În fiecare an avem etape dedicate diferitelor teme pe care specialiștii noștri aleg să le abordeze. Anul acesta vorbim de 2 etape, pentru că am mai avut o primă etapă undeva în luna iunie, luna iulie, la începutul lunii iulie, când au continuat cercetările începute în anii precedenți la JAC, în punctul Cămin, cu rezultate din nou foarte interesante pe care specialiștii noștri le prelucrează. Și această a doua etapă, care a început deja odată cu săptămâna aceasta, o cercetare derulată la Meseșeni, unde colegul nostru Horea Pop, specialist de altfel pe tot ceea ce înseamnă civilizație dacică în mai ales în județul Sălaj, este deja în plină activitate și sigur va putea oferi în perioada următoare detalii pe măsură ce sigur avansează cât de cât cercetarea și detalii cu privire la intențiile pe care le are în momentul în care sau le-a avut în momentul în care a propus această cercetare. Deci suntem în teren pe multiple planuri, unul dintre acestea fiind această tematică de cercetare arheologică. Așadar, arheologii de la Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău continuă să scoată la suprafață povești despre trecut, adânc înfipte în straturile istoriei.